Ludovic Orban a demisionat din grupul parlamentar al PNL. Este o formă de protest, spune fostul președinte al liberalilor. De altfel, discursul în care și-a anunțat public decizia a fost unul marcat de atacuri directe și acide la adresa președintelui Klaus Iohannis și actualului șef al liberalilor, Florin Câțu. Începând de astăzi, m-am dezafiliat, m-am retras din grupul parlamentar al Partidului Național Liberal și voi continua activitatea ca și parlamentar neafiliat. Ceea ce s-a întâmplat în ultimele 4 luni depășește orice imaginați. Atâtea decizii inepte și acțiuni politice împotriva interesului României nu mi-a fost dat să văd într-o perioadă atât de scurtă de timp. Conducerea ruptă de realitate din cauza unui nor de prafuri trebuie să ducă acasă. Deputații Partidului Național Liberal să renunțe la golf. Eu personal nu vreau să joc golf. Partidul Național Liberal trebuie să se întoarcă cu fața la cetățean și cu spatele la chiriașul de la Cotroceni.